În anul 2021, doar în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, polițiștii rutieri au depistat peste 70 de conducători auto aflați sub influența substanțelor psihoactive. Astfel, pe raza județului Mehedinți, a fost desfășurată o activitate preventivă de conștientizare a conducătorilor de autovehicule cu privire la riscurile la care se expun în momentul în care consumă alcool sau substanțe interzise și apoi se urcă la volan. Vom aduce la cunoștință faptul că dacă conduceți sub influența băuturilor alcoolice, sunteți pretabili de comiterea unei contravenții sau infracțiuni peste 0,80 mg per litru alcool pur în sânge, constituie infracțiune. Da? Bun. Iar consumul de droguri nu se sancționează cu sancțiune, ci doar cu dosar penal, da? Este infracțiune. Bun. Pe viitor vă sfătuiesc să evitați astfel de evenimente. Ce pot să vă mai sfătuiesc este că atunci când participați la o petrecere, să chemați un taxi sau să rugați prietenii să vă conducă acasă, să nu riscați, chiar dacă consumați un singur pahar de alcool, să conduceți. Ce părere aveți despre aceste acțiuni ale poliției? Este binevenită. În general, în ziua de astăzi, se consumă tot mai frecvent droguri, după cum bine știm. Și cum procedați când mergeți la o petrecere și consumați alcool? Las mașina acolo sau, de preferat, plec fără mașină. Polițiștii au transmis recomandări participanților la traficul rutier, fiindu-le totodată distribuite pliante și autocolante cu informații privind consecințele consumului de alcool și substanțe psihoactive înainte de a se urca la volan. Ce părere aveți despre această acțiune? Este foarte bună. Este foarte bună acțiunea. În primul rând, alcoolul nu are ce căuta la volan, sub nicio formă. Cine își face impresia că el este as la volan când a băut o bere, eu vă dau un exemplu, să știți că eu nici seara nu consum alcool, dacă știu că mâine de dimineață plec undeva cu mașina. Mi se pare că este foarte bună, deci o acțiune foarte bună a dânșilor de la poliție. Ce părere aveți despre cei care se urcă la volan sub influența alcoolului? Sau au ceva lips aici. Nu se poate așa ceva. Deci nu se poate așa ceva. Cum să te urci băut sau sub influența altor substanțe, droguri sau chestii prostii de genul ăsta. Domnule, și dacă te simți obosit, trage mașina în dreapta și culcă-te în mașină, odihnește-te. Pentru că altfel nu ești atent în trafic. Fiecare dintre noi mai facem câte o greșeală minoră, și ca pieton, și ca biciclist, și ca conducător auto. Dar dacă ești perfect lucid și asta îl sesizezi, bă, nu e atent, se gândește omul nu știu unde. Dar dacă și tu ești obosit sau sub influența altor chestiuni, nu mai realizezi și atunci se întâmplă exact nenorocirea. Pentru contracararea aspectelor negative în trafic și reducerea riscului producerii unor evenimente nedorite, polițiștii mehedințeni vă recomandă să respectați regulile de circulație și să adoptați un comportament preventiv și responsabil în trafic. Având în vedere că în anul 2021, doar pe raza municipiului Turnu-Severin, polițiștii rutieri au depistat peste 70 de conducători de autovehicule aflați sub influența substanțelor psihoactive, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de anii precedenți. Astăzi organizăm o acțiune preventivă la nivelul județului Mehedinți, conducătorii auto fiind informați cu privire la riscurile la care se expun când conduc autovehicule aflați sub influența alcoolului sau substanțe psihoactive. Riscul relativ de a face accident al celor care au consumat alcool și droguri este de peste 5 ori mai mare decât în cazul celor care au consumat doar alcool.